Soțul a dat-o afară din casă cu doi copii bolnavi. Rămasă fără acoperiș deasupra capului, a încercat să-și cumpere o locuință, dar s-a împotmilit în datorii ce îi fac viața insuportabilă. Este povestea Svetlanei Briciuc din satul Chirileni, raionul Ungheni, care trăiește cu fiii într-o casă bătrânească ce stă să se prăbușească. Se întrețin doar din alocațiile de invaliditate ale copiilor, iar când ajung fără bani, merg la gunoiște și mai adună fier uzat pe care îl vând ca să câștige ceva bani pentru pâine. Întreaga istorie a Svetlanei Briciuc în reportajul ce urmează. Svetlana Briciuc din satul Chirileni Ungheni are o poveste de viață greu de imaginat. Acum 2 ani, în plină iarnă, soțul a dat-o afară din casă cu 2 copii bolnavi. Ei, mai mic, e cu sindrom Down și vici cardiac. Câți ani are? 15 ani. Islan mai mare, data 26 octombrie, a să împlinească 18 ani. Are grupa a doua, dar el e cu tensiune anticraniară. Ca să nu rămână pe drumuri, Svetlana a luat un credit la bancă pentru a cumpăra casa bătrânească în care trăiesc acum și s-a împotmolit în datorii. A chitat creditul din salariul ei de 3.600 de lei și din alocațiile de invaliditate a copiilor, care primesc împreună 3.604 lei, iar pentru cheltuială îi rămâneau doar 500 de lei. Nu a rezistat prea mult. 3 ani de zile am dat, dar era foarte greu. Cu 500 de lei, ca să trăiești 3 oameni, nu e atât de ușor. Am luat 59.700 și acum e 76.800. Când m-am stopat brusc, 2 ani de zile eu n-am plătit și au crescut ca pe drojdie. Acum banca îi reține salariul în întregime, așa că cele 3 suflete se întrețin din indemnizațiile de invaliditate. Femeia spune că acești bani nu-i ajung nici măcar pentru alimente, iar ca să nu moară de foame, trimite băiatul la groapa de gunoi din sat. Să duci și dacă găsești metalalom de ăsta, mai duci și la un domn și apoi ne luăm, ba, pâine, ori la pâine, ceva așa, dacă se termină produsele. Nici lemne de foc nu au. Băiatul mai mare le aduce din pădure, cu căruța unui consătean, care îi împrumută dacă îl ajută la treburi. Noi nu avem lemne, nu avem ce cumpăra. Te duci la omul și ala și mai lucrează, mai astea, nu știu, e căruța și duci și aduci. Dar cel mai mult, spune Svetlana, o îngrijorează faptul că locuința în care stau este atât de dărăpânată încât ar putea să se prăbușească în orice moment, iar ei să rămână din nou pe drumuri. Lemnul e putrit tot pe casa asta. E cu frică că mâine pe mâine să nu ne cadă podul peste noi. Svetlana și cei 2 copii se află într-o situație fără precedent și, spune ea, nu înțelege de ce sunt tratați cu indiferență și nu primesc nici măcar ajutoarele promise de autorități. Eu de s-o dat câte 1.000 de lei la anul nou, un mic cadou, nu ni s-o dat. De s-o dat este 4.900 de la minister, tot s-o dat la fiecare invalid, ca să dea adăugător câte 4.900. Tot nu ni s-a dat. Am scris la sprijin ca să ni se dea. Tot nu ni se dă, că e chiar nu face. Pentru a lămuri lucrurile, am telefonat asistentul social din sat, care a menționat că trebuie să facem o solicitare în scris la Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei din Ungheni, de la care vom primi răspuns în decurs de 1 lună. Așteptați, adică cu răbdare, direcția o să vă răspundă. Într-o organizație trebuie să știți că scrisoarea vine, că nu semnează directorul, adică și o recepționează specialiști, pentru că ce durează de curs de 1 lună să primiți răspuns astăzi. Pentru a putea trece peste necazuri, Svetlana Briciuc are nevoie de ajutor. Este nevoie de hrană și îmbrăcăminte. Dar, spune ea, cel mai mult s-ar bucura dacă ar ajuta oricineva să repare cât de cât căsuța în care trăiesc, ca să nu mai existe riscul prăbușirii acesteia.